În seara asta mare este Black Friday. Tonight is the night pe meleagurile ciobănașului, că la ei la Americuța, de unde originează termenul ăsta, Sintagma denumește prima vineri de după Thanksgiving, care e mai întotdeauna și ultima vineri din luna noiembrie, adică anul ăsta ar pica pe 26. Nu-i problemă, la noi e pe 11 spre 12, adică noaptea asta și de fapt oricând vrea mușchii la retailer. Pentru a noastră sărbătoare nici măcar n-aș zice că se potrivește prea bine denumirea asta. Este mai degrabă Black Thursday cu ceva Friday Morning. În fine, nu ne luăm dintre atâta dar nu sunt convins că toată lumea știe care este povestea acestei fieste bulimice a reducerilor ci că expresiei Black Friday i s-ar fi dat de urmă pe undeva prin anul 1961 în Philadelphia și era folosită de polițiști cu privire la traficul mega aglomerat de a doua zi după Thanksgiving, iar accepțiunea actuală de dezmăț și beție cu reduceri a apărut tot în state cam prin 2005 și este considerată un fel de start al sezonului de reduceri de sărbători, sezon de cumpărături a cărui tradiție datează încă de prin anii 50. Dă, adică are o logică. Final de noiembrie, apoi vine decembrie, luna sărbătorilor de iarnă, înțelegi, are sens. La noi, a, e care cum îl taie capul. Vinerea neagră de joi, Black Friday de întrerupere de moți, Black Friday de primăvară, vară, toamnă, Vinerea neagră de luni, am văzut și Black Friday Pro, adică pentru profesioniști și tot așa. Și poate să dureze fără număr, fără număr. Dipă 1 ianuarie până pe 31 decembrie sau de joi până miercurea ciuc. N-are nicio noimă, niciun sens. Și cum noi ca nație, we love to hate, Black Friday-ul românesc vine întotdeauna însoțit de controversele de rigoare. Bună oară ieri a apărut pe Hot News, acolo am găsit-o eu, o știre care a făcut mare vâlvă. Cum că NPC a amendat altex cu 50.000 de lei grei, 500 de meleoane de lei vechi, Bă, 10.000 de euro, sigur, bani de țigări pentru acest gigant și cu propunere de suspendare a activității pentru reduceri înșelătoare de Black Friday. Aoleu, mai că am avut senzația pentru o fracțiune de secundă că trăim într-o țară civilizată. Păi când noi și alții, an de rândul, dovedeam cu prin screen că această creștere a prețului cu ceva vreme înainte, urmată de reducerea la țanc, la sank, așa, fix în perioada de BF, este o practică încetățenită, nu s-a mai autosesizat nimeni. Poate însă că de data asta le-a făcut dușmanii cadou acest control, că nu se sesizează frate ANPC-ul la ce zic eu sau voi. La cineva mai cu cohones poate. Sau cine știe, nu am o cunoaștere first hand a speței. Iată ce zice ANPC-ul și citez. În data de 9 noiembrie, prin accesarea site-ului www.altex.ro, comisarii ANPC au constatat faptul că operatorul economic promova produse ca fiind la reducere de preț, fără a aplica reducerile din prețul de referință, adică cel mai scăzut preț practicat în același spațiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării prețului redus. Echipele de control ANPC au depistat peste 1000 de produse cu abateri de preț afișate pe site. Da, dar ce să vezi, în anii trecuți noi am sesizat și am publicat despre asta nu doar în legătură cu Altex, ci mai toți retailerii care anunțaseră reduceri practicau sporturi de felul ăsta. Și mai că am avut gura spurcată că uite ce zice ANPC-ul că a zis Altex. Reprezentanții Altex au afirmat cu ocazia discuțiilor pe această temă că ei nu pot fi corecți într-o piață în care nimeni nu e... Băi, ești nebun, era să leșin. Mi se pare genial. Acum, you have to give them this, că marea adevăr le-a ieșit pe gură. Doar că n-ai cum să nu te scorojești de râsul plânsul cât realizezi când realizezi cât de românească e asta. Bă, nu știu, pe mine m-ați prins, dar pe la nu-l vedeți? Ce circ balcanic penal a arătatul ăsta magistral cu degetul spre vecin. Și mark my words, e cu adresă afirmația asta. Acuzația nu este aruncată așa la întâmplare spre o piață în general incorrectă și coruptă e cu destinatar, ștampilă și timbru. Și hai că și voi știți la fel de bine ca mine cine este destinatarul. Dar dincolo de asta, bă, știi cum e asta cu nu putem fi corecți într-o piață în care nimeni nu e? E fix ca aia când te oprește poliția pentru viteză și tu îi zici la milițian Dar pe care m-a depășit nu l-ați văzut? Păi dacă eu mergeam tare, atunci ăla cum mergea? Păi ce să zic, eu te-am oprit pe tine, fix așa și cu altex. Dar eu văd aici o altă măgărie pe care am sesizat-o ieri pe Facebook în comentarii la aproape fiecare postare pe care o puneau Marinache sau Carol pe subiectul BF. Toată lumea arată cu degetul spre altex, dar frățioare, nu vă supărați, la așa clienți, așa retaileri. Și dacă asta ar putea părea jignitor la adresa multora, atunci să mă explic. Când știi toate astea, și nu de azi de ieri, ci de ani de zile, că prețul este umflat înainte de festin, ca apoi să fie coborât la valoarea anterioară și dat drept redus, de ce pana mea continui să participi la această farsă? Și make no mistake, poporul român participă Uitați-vă la statistici. Pentru că dacă este să te iei după vânzări, la noi befei o sărbătoare mai sacrosanctă decât nașterea sau învierea lui Hristos. Suntem boborul care iaca. De același BF anul trecut a cumpărat în primele 20 de minute de la deschiderea porților de 17 milioane de euro circa 150.000 de produse. Păi cum pana mea? Ia ca ce zice acest articol de pe Startup.ro scris de amicul Vlad Andriescu în data de 14 noiembrie anul 2020, adică acum un an pe vremea asta eMAG a înregistrat într-o singură zi 12,4 milioane de vizite, cu 1,6 milioane peste 2019 și produse comandate în valoare de 585,7 milioane de lei, cu 17% peste anul trecut, adică 2018. Față de prima ediție de acum 10 ani, valoarea produselor comandate a fost de 17 ori mai mare și de 3 ori mai mare față de acum 5 ani. Repet, este vorba despre anul 2020. Păi mă, oameni buni, astea sunt cifre de cifre pentru sărăchia asta de țară. Și dacă știți deja că practicile de felul celei descrise mai înainte sunt răspândite și că BFE e plin de țepe, cum de altfel mulți dintre voi păreți să știți din moment ce vă înghesuiți să scrieți pe toate Facebook-ile treaba asta, cum pana mea reușește totuși un singur retailer să vândă de peste 100 de milioane de euro într-o singură zi. Păi cum? Foarte simplu! Până și cei mai înverșunați critici ai acestui eveniment participă la farsă. Bă, serios, noi suntem pe craca noastră. Exact ce spuneam. We love to hate. Batem din gură mai ceva ca mașina de cusut, dar ne și îngrămădim ca sardinele la orice fel de reducere, fie ea reală sau fake. Ăștia suntem și prin urmare la așa cumpărători, așa vânzători. Nu sancționăm derapajele, suntem degrabă vărsători de cerneală virtuală și arătător cu degetul spre nereguli, dar ca să le și sancționăm efectiv, gen, gata mă, eu nu mai cumpăr nimic de la ăștia, My lights. Păi hai să vă dau un exemplu. Am un prieten, chiar foarte bun și apropiat, care a fost și primul care mi-a arătat respectiva știre cu Altex. Vezi, vezi, ce ordinarie! Avea așa un fel de plăcere perversă că, a, uite, i-am prins cu mâța în sac. Era foarte personal așa toată satisfacția asta, de parcă el îi prinsese. Păi să vă zic, în după amiaza aceleași zile, adică ieri, același prieten și-a luat de la Media Galaxy, adică, basically, tot de la Altex, un controller de Xbox, nu știu ce căcat de Special Edition, redus de BF și nu mai putea de smag și nu-și mai încăpea în piele de încântare cât a fost el de deștept că el l-a prins și noi nu. Hai că e imposibil să nu cunoașteți dăștea sau să nu fi făcut voi și vă măcar odată o dintre asta. Deci de aia zic, hai să fim mai cu măsură și mai ponderați, atât în a ridica în slăvi, dar și n a arunca cu piatra. Spiritul ăsta latin combinat cu balcanic este fără îndoială amuzant, dar începe să mă obosească și să mă plictisească. Prietene, nu mai cumpăra dracului de befe nimic, urmărește ceea ce cauți din timp, planifică ți mai riguros bugetul și în general fi dracului mai rațional și mai puțin pătimaș și emoțional. Dar asta nu ne caracterizează, altfel va fi dracului nemți și nu latino-balcanici. Cât îi privește pe retailerii din România și aici este o discuție. Realist vorbind, Mie multe dintre capetele înfierbântate care scriu pe Facebook sau pe YouTube îmi dau senzația că se află într-o gravă eroare, raportându-se la magazine ca la niște societăți de binefacere. Măi oameni buni, Altex sau Emag și orice astfel de antrepriză nu este un ONG, este un business, este o afacere și orice afacere are în ADN-ul ei, ce anume, interesul clientului? Nu. Maximizarea profitului Sigur, și interesul clientului este important doar atât timp cât acesta este în interesul firmei. Atât. Nu nene, având cumva încă urme și tare comuniste și nu mă feresc de cuvinte, clientul român se raportează la vânzătorul privat ca la cooperativa agricolă de producție care e cumva și a lui. Bă, nu. În mod extrem de evident, la nivel de mentalitate cel puțin, nu avem exercițiul pieței libere. E marfa lui ăla și ăla e liber să o vândă cum vrea el, iar tu ești liber să nu cumperi de la el. Doar în felul ăsta îl poți sancționa tu direct. Doar în felul ăsta îi poți taxa derapajele. Dar cei mai mulți vor și cu dânsa întrânsa și cu sufletul în rai să dea și cu zoaie pe Facebook, dar să și cumpere controllerul ăla la preț de chilipir. Sigur, acești retaileri trebuie să funcționeze în limitele unui cadru etic, dar mai ales legal. Și uneori funcționează, alteori nu prea într-un mod strâmb, dar judecat. Drept, altex sau dreptate când spun că nu pot fi corecți într-o piață în care nimeni nu e. Wow, cât de bine rezumă fraza asta, țara asta. Este bună de moto de pus la intrare la nădlac. Pentru că într-un fel deformat și schimonosit, așa și este. Când din forțării, organilii care ar trebui să vegheze la bunul mers legal și etic al afacerilor, este selectiv, atunci cu greu poți să vorbești despre echitate și tratament egal. Da, știu, e nașpa să arăți cu degetul, dar come on, câți alții nu procedează la fel și scapă bazma curată? Întreabă Altex de fapt. Aici este buba. Și mie afirmația asta a lor îmi arată furie înnăbușită și neputincioasă. Pentru că probabil ei știu mai bine decât alții ce jmenuri fac și alții. Sigur, asta nu le scuză niciun fel comportamentul, dar asta nu înseamnă nici că ceea ce spun ei este mai puțin adevărat. Și ultimul, dar nu cel din urmă aspect în toată șarada asta numită Black Friday în România, ar fi ăsta. Guys, Black Friday este o convenție. Nu o chestiune de viață și de moarte, nu vreo alfă și omegă, leacul pentru cancer, piatra filozofală sau deslușirea sensului vieții. Ceea ce vreau să spun este că oamenii sunt mai pătimași și o iau mai în serios decât ar trebui și ar merita. Mamă, ce comentarii ardente și pline de righteousness mi-a fost dat să citesc. Câtă încrâncenare, cât sarcasm. Măi, oameni buni, dați-l blea dracului de BF și hai să ne păstrăm îndrăgirea pentru cauze mai înalte. Să avem dracului și noi infrastructură, instituții funcționale, echitate socială, din astea. Dar noi degrabă ne ambalăm la tot felul de căcaturi. Nu vedem pădurea de copaci și rosim venin și spume pe niște flinticuri, pe niște probleme. Adică manifestăm o îndârjire demnă de cauze mai bune. Și acum că am adresat elefantul din încăpere, mă refer la subiect, nu la mine, haideți să vedem ce că nu avem preparat pentru aujourd'hui, așa că rămâneți cu mine în acest video să vedem ce aducem astăzi pe tejgea. Avem ditătii câteva produse care mi-au sărit în ochi și care îmi trebuie mie. Să plecăm de la experiența personală, nu? Am făcut un soi de compilație de produse mici și practice, și numai bune de achiziționat în perioada asta: produse care nu costă o poală de bani, dar cu un impact important asupra activității mele. Și am să încep cu partea invizibilă, cum ar veni, cu software-ul. Haideți să vă dau din casă. De două săptămâni am trecut cu arme și bagaje, cu cățel cu purcel, pe toate pc de la birou pe Windows 11. Dar, aoleu, de ce ai făcut asta? Dar chiar, de ce ar trece cineva la Windows 11? N-am să insist asupra acestei spețe, intenționez să fac un video separat amplu despre experiența mea de până acum cu Windows 11, pentru că, make no mistake, am tăiat toate punțile la modul la care nu mai avem nici măcar un singur computer în birou care merge pe 10%. Cumva, tocmai pentru a mă obliga să folosesc 11, ca să mă familiarizez cu el, așa că voi avea ce povesti în acest video care va veni zilele astea. Până atunci însă am să spun așa, 11 este un upgrade gratuit de 10. Prin urmare, mi-am mai cumpărat câteva licențe de Windows 10, ca să nu mai am discuții, mai ales pe Playground, cu băieții și fetele ochi de vulturi care mă trag de urechi prin comentarii gen Zona IT, rușinică, nu ai Windows-ul activat! Bun, așa că m-am orientat din nou către licenso.ro de unde am mai luat de-a lungul timpului. În prima jumătate a acestui an vorbeam pentru prima dată despre Licenso, un magazin online care vinde de la Windows și până la Office și diverse alte softuri. Și evident, cu ocazia Black Friday 2021, magazinul ne-a dat și nouă lista cu ofertele. Așa că mi-am mai luat încă două licențe de Windows 10 Pro la 100 de lei bucata pentru două sisteme, pentru restul aveam deja, și toate au putut fi lezne upgradate la Windows 11. Nu am întâmpinat probleme, update-ul a fost flawless, licențele au mers as intended. Despre toate acestea însă, dar și despre o grămadă de tips and tricks pe care le-am descoperit între timp despre 11, am spus deja că voi povesti cu lux de amănunte într-un video dedicat. Ce mai poți găsi la licență pe site? Office 2019 Pro la 200 de lei, Office 2019 Home and Business la 180 sau pachet întreg cu Windows 10 Pro, Office 2019 Pro și Antivirus Plus de la Bitdefender la 380 de lei. Și asta pe lângă multe altele disponibile deja la ei pe site, găsești toate informațiile așadar pe licenso.ro. Și tot acolo, dacă vrei să-ți încerci norocul, licenso organizează și un concurs cu ocazia BF 2021. Toți cei care, cei care achiziționează sau au achiziționat deja o licență de pe site în perioada 11 noiembrie 30 noiembrie, vor putea să câștige unul dintre premiile puse la bătaie de către magazinul online. Nu există un preț minim, astfel orice comandă este eligibilă pentru participare. Iar acum, cred că este cazul să vă zic și premiile. Un laptop Lenovo IdeaPad 3 cu Windows 10 Pro și Office 2019 Pro, o pereche de căști Oppo Enco W51 True Wireless sau un pachet clasic care conține Windows 10 Pro și Office 2019 Pro. Odată înscris în concurs, tot ce trebuie să faci este să aștepți până pe 1 decembrie, când va fi făcută extragerea și vor fi anunțați câștigătorii. Bun, și acum, dacă ai PC și Windows și toate cele, bănuiesc că trebuie și o tastatură, nu? Well, mie mi-a trebuit. Și am ales Logitech MX Keys Mini, cea mai nouă apariție a producătorului elvețian. Și cum o folosesc pe sora ei mai mare în fiecare zi, am considerat că aș putea să-mi dau cu părerea despre varianta ei minionă. Așadar, Logitech MX Keys Mini este o tastatură cu format super compact, asemănătoare ca dimensiuni cu modelele 65% pe care le-am mai testat în trecut. Doar că nu este creată pentru gaming, ci pentru utilizatorii care scriu mult și au nevoie de o tastatură cu o acțiune super rapidă și care să fie și confortabilă. Ce mi-a plăcut întotdeauna la sora mai mare a acestei tastaturi este aspectul. Este minimalistă și are o construcție solidă. Tastele slim și chichiapurile din plastic plăcut la atingere o fac extrem de tastabilă. Și după ore întregi de bătut cu degetele în ea, nu simt oboseala ca după o sesiune mai lungă de folosit tot felul de mecanice. Bine, tocmai ăsta este și motivul pentru care am trecut și acasă, tot pe o tastatură slim, doar că acolo este altă poveste cu Logitech G915 TKL. Dar despre asta o să vă povestesc pe larg zilele următoare. Unul dintre aspectele cele mai interesante la MX Keys Mini este greutatea. La prima vedere, ești păcălit de dimensiune și te aștepți să o ridici ca pe un fulg de pe birou, dar aparențele sunt înșelătoare în acest caz și tastatura este destul de grea. Asta pentru că scheletul, șasiul, este metalic, iar bateria este integrată în piciorul ăsta care ține tastatura înclinată. Iar la baza acestui picior regăsim și cauciuc, destul cauciuc, cât să țină tastatura lipită de birou și să prevină alunecarea. Toate aceste caracteristici formează un pachet interesant, iar MX Keys Mini este perfectă pentru sesiuni lungi de tastat, fiind gândită special pentru confort și eficiență. Avem și iluminare? Ce credeți? Doar că aceasta este într-o singură culoare pentru a-ți scoate în evidență tastele atunci când apune soarele și are un sistem inteligent care aprinde ledurile tastaturii doar în momentul în care este folosită sau urmează să fie folosită. Da, tastatura se activează automat când te apropii cu mâinile de ea, fără să fie nevoie să o cauți prin întuneric în cazul în care îți place să lucrezi în ture de noapte. Și ca să nu te deranjeze la ochi, iluminarea se ajustează automat în funcție de condițiile de iluminare din cameră. MX Keys Mini se poate conecta la dispozitive și prin Bluetooth, nu doar prin acel unifying dongle. Asta înseamnă că poate fi atașată telefonului, laptopului și sistemului desktop în același timp. Schimbarea între aceste dispozitive se face extrem de simplu prin intermediul celor trei taste dedicate de pe primul rând al tastaturii. Și dacă tot a venit vorba despre primul rând de taste, acesta este plin de scurtături. Controlul iluminării, tasta de dictare, scurtătură către emojiuri, un altă de screenshot și controle media. Tastatura putându-se conecta la mai multe dispozitive simultan, treaba asta îi conferă și un fel de superputere. Bine, e mai mult un trick software, dar tot foarte util. Poți copia fișiere de pe un laptop cu macOS și să le transferi de exemplu pe un sistem cu Windows 11, asta fără să mai stai să cauți stick-uri USB sau alte medii de transfer. Treaba asta se realizează prin intermediul softului Logitech Options. Tastatura poate fi conectată la toate dispozitivele cu care lucrezi, dar oare ține bateria? Păi durata de viață este de vreo 10 zile și nu pare impresionantă. Asta până dezactivezi iluminarea și realizezi că ai uitat să o încarci de vreo lună sau două sau cinci, conform paginii oficiale de pe site-ul Logitech. Desigur, n-am avut 5 luni la dispoziție să testez treaba asta, pentru că tastatura abia s-a lansat, dar după experiența avută cu versiunea full-size, pot confirma că bateria ține extrem de mult. Cred că producătorul încearcă să ne arate că o tastatură nu trebuie să ocupe o grămadă de spațiu ca să fie funcțională și ușor de utilizat. Făcând abstracție de formatul 65% pe care îl adoptă, tastatura este gândită bine. Tastele sunt spațiate cu atenție și forma acestora este foarte bună pentru utilizarea pe termen lung. Prețul zic eu că este decent, de cam 450 de lei. Știu că poate părea mult pentru o tastatură de asta de lucru, dar nu. Eu am să dau banii ăștia pentru că varianta full pe care o am deja de ani de zile este o garanție. Da, recunosc că pare o achiziție dificilă asta, întrucât există tastaturi mecanice bune pe la aceeași sumă dar aș renunța la multe dintre tastaturile mecanice ieftine ca să am una de-asta pe birou. Da, nu e de gaming, dar în sfârșit apuc să mai testez și ceva care nu se laudă că sporește reflexele cu nu știu cât la sută și nu încearcă să-mi vândă funcții inutile precum enși pe butoane extra și alte artificii de genul. Bun, și acum hai să vedem la ce m-am gândit pentru a conecta PC-ul la net, pentru că ne trebuie net, nu? Mercusis este un producător de echipamente de rețea din ce în ce mai vizibil în România și s-a remarcat prin produse bune la prețuri ok. Iar astăzi vorbim despre un sistem mesh pe care poți pune mâna de Black Friday. Halo H30G. Dacă luna trecută vorbeam despre versiunea H50G cu 3 sateliți, de data asta avem un pachet cu doar două cuburi. Specificațiile sunt asemănătoare cu cele ale modelului mai scump, singura diferență notabilă fiind viteza maximă pe care o ating sateliții. Asta înseamnă un ușor downgrade de la viteze de 600 Mbps pe 2,4 GHz și 1300 Mbps pe 5 GHz la niște valori mai modeste, de 400, respectiv 867 Mbps. Adică nu chiar îndeajuns pentru a atinge capacitatea maximă a internetului de 1 GB prin conexiunea Wi-Fi. În schimb avem destule alte similitudini, printre care conținutul pachetului și procesul de setup. Interfața este foarte ușor de folosit și este prietenoasă până și pentru aceia care nu au mai umblat până acum cu astfel de echipamente. Descarci aplicația pe iOS sau Android și pornești procesul de inițializare. Primul pas este să conectezi modulul principal ca pe orice router normal. Se leagă la curent, se bagă un cablu de net și suntem live. Aplicația oferă control total asupra sistemului Mesh și servește fix același scop ca interfața web cu care eram obișnuiți în trecut. Elimină nevoia de a te autentifica de fiecare dată și are un meniu mult mai prietenos și ușor de navigat de pe un dispozitiv mobil. Cu o arie maximă de acoperire de 260 de metri pătrați, cred că cel mai potrivit scenariu pentru acest H30G este într-un apartament. Într-adevăr, puține locuințe normale au această suprafață, însă știm cu toții că un router nu este niciodată de ajuns pentru a avea semnal full în toată casa. La fel ca ultima dată, am conectat un satelit la routerul de lângă birou, iar un al doilea l-am dus în cel mai îndepărtat colț al clădirii. Distanța nu e mare, însă e destul pentru a face niște teste de viteză. Din nefericire, fiind conectat cu telefonul, rezultatele au fost asemănătoare, iar pe rețeaua de 5 GHz cred că deja vorbim despre un bottleneck cauzat de chipul de Wi-Fi din telefon. Nici de data asta n-am înregistrat viteze mai mari de 600 Mbps. Măcar funcția de rețea unificată a rămas acolo, iar când faci trecerea dintr-o cameră în alta, chiar dacă dispozitivul tău se leagă la un alt satelit, rețeaua rămâne aceeași și nu simți diferența. Pentru un user care folosește telefonul ca device de navigat pe net, gaming și consum de conținut, aceste viteze sunt bune și nu vor afecta experiența de utilizare sau performanța. Problema apare abia atunci când conectezi un laptop sau un PC prin intermediul cablului. Însă, cum roata este rotundă, la fel și netul de 1 giga sau mai rapid, ar trebui folosit prin intermediul unui cablu pentru un maxim de performanță. Iar aici cei doi sateliți se țin bine. Odată ce ai tras un RG45 între cub și PC, acesta va oferi vitezele maxime la care te poți aștepta de la orice router gigabit. Chiar dacă nu va câștiga concursuri de performanță, la prețul de 400 de lei, H30G este o alegere bună, zic eu. De Black Friday, producătorul s-a hotărât să mai taie încă vreo 25% din preț și, cum un sfert din 400 înseamnă 100, prețul final pentru un sistem mesh ca acesta, în varianta cu 3 sateliți, este de 300 de lei. Adică banii cu care ți-ai lua un singur router gigabit obișnuit plus câteva beri. Dacă vrei un sistem mesh entry level cu o selecție bună de funcții, o aplicație care simplifică procesul de instalare și care să-ți acopere un apartament sau o casă, ai în față un pretendent destul de bun pentru următorul tău router. Gata, ne apropiem de finish cu acest video, așa că hai cu algoritmul în comentarii și ziceți voi! Ce părere aveți despre Black Friday 2021? Vă luați ceva? Nu vă luați? V-ați făcut planuri în acest sens? Și dacă da, ce anume vânați în noaptea asta? Ce părere aveți despre prețuri și despre spețele de felul celei descrise în prima parte a acestui video? Cât sunt de corecți retailerii sau incorecți? Cât de manipulate credeți voi că sunt prețurile și în ce fel? Hai că asta o să fie o discuție interesantă. Care dintre produsele prezentate mai devreme v-a făcut cu ochiul? Tastatura minionă de la Logitech, meșul de la Mercusis, în altă ordine de idei, închei cu două surprize, surprize, mă duc să-mi iau niște accesorii de telefon, taman de la Constanța. Glumesc, bine, glumesc și nu prea, la noapte, la ora 11, cei de la GSMNET, unul dintre cei mai mari distribuitori și vânzători de accesorii mobile, fac live pe canalul de YouTube al lui ChipFlix și m-au invitat alături de el. Așadar, ne putem vedea din nou în seara asta, începând cu ora 23 și până la ora 1, live pe ChipFlix TV. And one more thing înainte de a încheia. Ah, expresia asta era folosită de competiția a ceea ce urmează, să vă arăt. A venit Pixel 6! Măi oameni buni, comunitatea de aici de pe zonă nu încetează să mă uimească. Vă mai aduceți aminte de Cătălin, mulțumim Cătălin, omul extrem de amabil și de drăguț care ne-a pus la dispoziție Xbox Series X-ul lui. Ei bine, Cătălin m-a căutat ieri să-mi spună că și-a luat Pixel 6 și că îl împrumută pentru test, așa încât să-l putem împărtăși cu toată lumea de aici de pe canal. Mulțumim Cătălin, much appreciated! Astăzi a venit telefonul, ne apucăm de treabă și repede repede vom veni cu un video despre el. Gata, că am reușit să mă obosesc până și pe mine. Ne vedem live în noaptea asta pe Chipflix TV. Abonați-vă aici în zonă și forța fie cu tine ca să prinzi produsul ăla pe care îl cauți. Hai. Baftă vouă.